doamna Vădabilă, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, a fost convocată ședința ordinară prin dispoziția numărul 82 din 18.04.2017, emisă de primarul Comunei Bârjol, pentru data de 11 mai 2017, ora 14. Care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Bârjol, județul Bacău, din anul 2016, pentru anul 2017. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Bârjol. 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație prin închiriere conform OUG numărul 34 din 2013 asupra suprafețelor de islaz comunal disponibil pentru solicitații de ținători de animale și RAPAMU, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârjol de Sfânt. Supun la vot proiectele de hotărâre pentru a fi discutat în ședință. Cine este pentru? Toată lumea se abține, este împotrivă. Suntem 14 din 15, domnul Zofrămțescu, da, bolnav, foarte bolnav, da? Din cei 15 consilieri, deci de 14 și așa. Da, fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința e legal constituită și își poate începe lucrările. Intrăm în ordine zi, dăm două cuvântul doamnei și doamna contabilă pentru a prezenta primul punct de pe ordinea de zi. Și Alexandrescu lipsește. Și având în vedere prevederile articolului 58 din legea numărul 217/2006 privind finanțele publice locale, excedentul anual al bugetului local, rezultat în încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârii autorităților deliberative, legea numărul 1991, contabilitate de publicare. Se hotărăște, se apropă utilizarea de sume de 325.931, excedentul anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, astfel. În capitolul 51.02.03, suma de 304.331.25 din cadă, 150 pentru amenajare bancară a primăriei, 80.000 de lei amenajarea sediului primăriei, 74.931.25 lei achiziție proaste, în capitolul 70.02.06, suma de 21.000 lei, din care 21.000 la sistemul iluminat public stradal centru comun. Trebuie de reprezentat, atât, poate să spun aprobat. Da. Aparținând domeniului public al Comunei Bârjol, județul Bacău. Consiliul de față al Comunei Bârjol, pentru ființa ședința ordinară 11.05.2017, având în vedere prevederile articolului 3 și art. 21 din legea 215/1998 din unurile proprietate publică, anunțând expunerea de motive a primarului Comunei Bârjol și raportul comportamentului de specialitate, în temeiul articolului 36, articolul 45, articolului 115 din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, hotărăște. Articolul 1. Se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bârjol, aprobat anterior prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 15 martie 2001, cu următoarele poziții. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conform anexei care face parte din această hotărâre. Anexa. Aici este vorba de domnul care
nu sunt prinse în hotărârea Consiliului Local din 2001 și am zis că altul este vorba de satul Cumpeni. Aici e o părere pentru satul Cumpeni, să trecem cu urmă. Să fie corect. Ăla care le luase petrolul? Diferența, da. Nu, chiar și toate mulțile, ca să le prindem. Nu prindem. Azi vine petrolul, mâine vine ăla. Bucata. Deci alea care s-a petrolul, nu mă rog, nu? Dacă sunt intablate, dacă nu, ori facem procedură pentru demotivarea situației juridice. Poziția mă vede în anexă. Drum vicinal Tâmpen, chipsul de-al Tâmpen. Numărul 3, Tâmpen, Tâmpen, Caravan, Ioham. Numărul 3, Tâmpen, Tâmpen, Cristian Ion, Iberina, Vrași, Costel. Numărul 4, Tâmpen, Tâmpen, Doamna Chipsu, Veta de-al Marii Chipsu. Numărul 5, Tâmpen, Tâmpen, Frescură, Costică, Frescură, Maurem, Amantan, Mihalaki, Ion. 6. D.V. Câmpeni, Sandu Adrian Pădure. 7. D.V. Câmpeni, Sandu Adrian Pădure, Nicolae, Miguel Alexandru. D.V. Câmpeni, doamna Chițu Cămin Cuspiana, Cămin Cujor, Câmpeni, pardon. Numărul 9. D.V. Câmpeni, Brânceanu Florin, Sand Cuspiana. Și numărul 10. D.V. Câmpeni, să-l impuse la Viviu Gheorghe, părântul satului. Articolul 2, prezenta comunității, va fi comunicată pe textul județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, primarul comun și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul comunei condițiile de lege. Actualizare pentru satul Cântesc. Chiar în tot să facem și eu la timpul cărbăți. Așa trebuie hotărâre privind concesionarea închirierea suprafețelor de baje și comunale disponibile. Având în vedere cererile unor număr de 17 crescători de animale din comună și referatul de specialitate înregistrat la numărul 1956 de 9-5-2017, pe care inginerul de cadastru din cadrul compartimentului agricol de urbanism și cadastru propune scoaterea la licitație spre închirierea suprafețelor de baje și comunale permanente disponibile la cererea crescătorilor de animale finalizate la referat și prevederile articolelor 9 și 10 din Ordonanța de Urgență 34-2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18-1991 republicată, precum și prevederile legii numărul 86-2014, ordinul MADR numărul 407-2013 și ale articolului 6, hotărârea de Guvern 1064-2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 34, în temeiul prevederilor articolului 45, alineat 1 din legea numărul 215-2001, privind administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște. Articolul 1. Se aprobă concesionarea, închirierea pajiștilor comunale permanente disponibile cu respectarea încărcăturii de unități de vită mare la hectar, conform prevederilor articolelor 9 și 10 din Ordonanța de Urgență 34-2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și ale articolului 6 din hotărârea de Guvern 1064-2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 34. Articolul 2. Începând cu data de 15 mai 2017, prețul stabilit pentru contractele de concesiune în închiriere pe hectar este de 900 de lei și se vor încheia pentru perioada 2017-2020, când expiră și celelalte contracte anterior încheiate. Articolul 3. Contractele încheiate pentru concesionarea închiriere pentru paștile comunale permanente se vor modifica corespunzător. Articolul 4. Primarul Comunei Pârjol, județul Bacău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 5. Secretarul Unității Administrative Teritoriale Pârjol va comunica prezenta hotărâre primarului, instituției prefectului, compartimentului agricol de urbanism, compartimentului contabilitate, buget, finanțe și persoanelor interesate.
proiecte au de vedere privind aprobarea statului de funcție și organigramei aparatului specializat arsenal din Comunele Bârjoara de Subacău pentru anul 2017. Consiliul Local al Comunei Bârjoara de Subacău, având în vedere adresa 4515-2017, înregistrată la 1193-2017, prin care instituția prefectului județului Bacău ne comunică numărul maxim de posturi, conform ordinului prefectului numărul 40/2017, numărul maxim de posturi a fost comunicat de 44, din care poliție comunitară 7. Hotărăște, se aprobă organigramul aparatului de specialitate a primară din Comunei Bârjoara de Subacău, conform anexii, care face parte integrat din prezenta hotărâre. Hotărârea Consiliului Local numărul 30/2016 se aprobă. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, primarului comunei și Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Organigrama se prezintă astfel. Primar, viceprimar, secretar. Compartiment de audit, un post. Compartiment cultură, un post. Finanțiar contabil, 6 posturi. Compartimentul tehnic, urbanizare și agricol, 5 posturi. Compartiment de poliție comunitară, 7. Compartiment SBSU 1, secretar comun 1, compartiment secretariat resurse umane, juridic, asistență socială, stare civile, implementare proiecte UNICEF 11 și compartiment administrativ de servire gospodărie 9. Urmând ca domnul primar care să plan viitoare, să organizeze concurs pentru ocuparea posturilor deficitare de secretariat comun. Pentru poliția comunitară 7 persoane? Da. 7 posturi, da. 7 posturi sunt. Da, depinde de bugetul care exact. De echilibrat de domnul primar, să ajungă banii pentru toți salariații, pentru funcționarii care îi încadrează. Poți să încadrezi pe toți dacă nu vreau să da. 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 Și acum? Da. Discuții? Da. Da. Apropo cu poliția comunitară, ultimul capitol, sunt foarte de acord și este strict necesar. Strict necesar. Neapărat. Măcar 5 posturi ocupate, mașini sunt, bănuiesc, utilizabile, cum sunt ele la momentul respectiv, cu specialități de rigoare. Acum ar trebui noi toți care suntem aici, bugetul alocat pentru acest compartiment. Care este bugetul pentru al comunei, domnul Alcherțău? Adoptat și cu toate respectivitatea de personal, da. Când s-a prevăzut, da, bugetul nu era prevăzut poliți cu bucă. Da. Da. Era undeva, dar nu erau de 7 posturi. Ba, 7. 7 posturi. Dar avem de tot timpul. Cum băga numai 3, cum băga 4, cum băga 5, asta... Dar sunt 7. Deci tocmai trebuie să avem în vedere problema asta. Cu tot respectul. Dar sunt foarte de acord. Sunt foarte de acord. Mergând pe punctele alelalte, cu drumurile, aș vrea să sugerez problema ce facem cu Bățești Oimeala. Nu știu ce demersuri ați făcut, am propus din 1 februarie, demersuri pentru DG156B. 1000 de metri este până la școală. Măcar cât de cât să putem iniția. Am discutat și eu una trecută în ședință de Consiliu, e greu să luăm noi în locație. E bine și așa, nu avem fonduri, e greu, da? E până ne dă acordul să luăm noi în tutela noastră, mai bine zis. Dar nu o să-ți aprobă de domnule județene să iei probleme. Aici vreau să revin. Aici vreau să revin, cum am făcut și cu piatra la tărâța și era să mă dea în judecată când să vii piatra la în cap. Așa. Bun. Iar 3 ore când s-a dus pojul ăsta, da? Nu știu cât mai așteptăm, iar lumea e agitată, e câmpul. S-a deschis agricultura, terenul. Lumea trebuie să circule. Un compactor acuadiu ne luăm. Să zicem să retrage apele. Punem balastul cu buzul. Trebuie o vasculă. Închiriem. Bun. Dar trebuie un compactor. Nu poți să circule așa. Păi nu, bun. Când noi discutăm, în față în față și am discutat cu toată lor. Eu am discutat cu toată lor când avem compactor, Eu propun o treabă. Este Viorel salariul care e în satul Băsești. Se poate plăti, se poate discuta. Cu bascula lui 16 tone, cu butul să încarc cu balastul,
El poate să facă niște manevruri până la probator. Eu pot să cer până așa, cât de mult ce discută. Îi trebuie condiția? E peste tot. Situația ca să mai retragi cap, așa-l facem, nu trebuie compactor acum, să-l facem să poată... Dragul meu, dragul meu, cu tot respectul, lasă-mă la făcut, dacă nu stați mai pune neat și vezi. Păi trebuie lucra. Păi da, aducem compactor, îl facem astăzi, mâini plouă... Dacă merge... Acum să ne uitești cu problema lui. Cu tot respectul, da? Dar de ce nu s-a făcut dipot, domnul? Păi dipot așteptăm. Noi să ne apucăm. Păi e cald acum, ziceați să stă iar, nu stai să facă cald. Păi da, domnule, dar e... Să vină bani. Păi ne-ați dat problema. Să vină finanțare. Eu vine, te dat problema. Deci părerea mea personală. Dacă ne ajungem la București, la domnul Benea, părerea mea personală. N-am nimic cu domnul Benea. O ajuns senatorul, o avut nevoie din votul nostru. Dar văd că nu mai știe pe aici, prin zonă. Vine și defilează și are nevoie de voturi. Eu am mai vorbit și cu alt domn senator, cu tot respectul, dar au uitat unde vine și vine după aia la voturi. Haideți să facem ceva noi, așa. Merg și eu la București. Hai. Aveți cuvântul meu, domnul. Nu e nimic. Mergem așa. Nu, vezi că tu da. O să se apuce din lucrările astea, vă spun eu, când începe campania electorală pentru europene. Atunci o să ne trimite ceva bani. Dacă dă Dumnezeu până septembrie-octombrie, poate aprobă. Să avem pe autorii și pe la anul. Să avem pe autorii și pe la anul. Să mai vină cineva să ne pare. Nu e la mine, da. Dar care e? Finanțare. Chestia de finanțare. Acum am vorbit, trebuie să lucrează pentru situația asta. Nu suntem numai noi, deci la nivel național. Încă nu s-a dat drumul. Pe da. Proiectele la niciun lucrează, să vadă ce și cum. Proiectele sunt foarte mari. Foarte multe proiecte. Deci, în principiu, trebuie încă o dată acționat pentru DJ-ul ăsta. Pentru că până să vă face podul, nu se generează 500 de familii. 500 de familii. Trebuie acționat pe drumul ăsta de la Rudaș până la școală, la Băsești. 800 de kilometri. Sunt măsurători. Sunt făcute măsurători. Păi să aduc, să-l modernizez. Așa au zis domnul Benea. Mi-a promis de două ori când era un polițist. Hai să rezolvăm acum. Știu, dragă. Și cum vrei să faci? Profesor, asta e proiect. Se poate circula. Asta e prioritatea. Eu am terminat. Referitor la parcarea, amenajarea parcării, în ce constă? Cum vreți să... Unde faceți parcarea? Cum o faceți? De ce o faceți? Da. Parcare urmată, după pe Siena, nu? Normal. Străcați gardul ăsta, am înțeles? Și am nu, nici Siena, din nu. Străcăm gardul din cauza este în scurt. Da, mă gândeam dacă faceți mai mare, metem de nerul bucată să rămână. Ca muzeu. Ca muzeu. Ca muzeu. Ca muzeu. Construiți frumos. Mă da bifetul ăla, ai putut să lucrurile la trage. Da. Trebuie să te duci cam un metru jumătate în interior. În transport. Deci n-ai mult. Am ca să n-ai cum să faci. Ca să ai un trotuar. Un trotuar unde se treacă. Era cu un metru. Dar fi o idee excelent și o idee foarte bună de tot oameni. Se cercură numai pe șosea și se trec tirurile astea și mai sunt magazinele astea care au făcut chioșcurile până în stradă. Acolo te duci, ai parcat o mașină, nu mai vezi. Că eu când ies de aici, de pe linia a doua, păi acum nu mai văd ca să văd la vale că e mașina lui Dana. PND-ul ăsta, proiectul, cum se va deschide la sesiunii, următoarea facem un proiect pentru... Trotuare. Și, bineînțeles, de care va fi și șanțul să le băgăm betonate și trotuare. Dar măcar să deschide școala la Tereța, că acolo am învățat toți. Școala de la Tereța se deschide. Așteptăm și pe aia la fel, de chiar ala. Școala e deschisă. Școala funcționează. Nu mă acolo. Trotuar cu asaltarea. Așteptăm.
întrebare la Bănășani. Suntem în documentația pentru licitație în primă. Cred că se publică în da, pe data asta se poate vedea de recomandată disolvență. Nu ne-au comunicat, dar nici nu mai... Nu comunicat, dar nici nu mai lucrează. Nu răspund. Tot în... Tot în tema închis, a fost la ei. Păi, la cine voi. Da. Tot suficient, aș spune. Dacă tot se vorbește de drumul și de treburile astea, eu fiecare ședință, nu mi-a lipsit linia a doua, să spun din linia a doua. Ziceți și dumneavoastră, că am văzut că ați trecut prin linia a doua și domnul secretar și dumneavoastră. Nu se poate, domnule, circular, mai ales acolo un curb, asta aici la... La cum mergi către punte de la intersecție la Bărdăuță, e bătoc, aia acolo trebuie pus mai acolo, că mi-am zis și lui Neajan. Băi, Neașane, când vii de acolo cu cupa de balastru, tinde n-ai vreo cupă de balastru și dau acolo. Când te duci iar să încarci, iar dă una. Da, o să luăm pe Viorel să punem vreo două mașini. Să înfundăm n-ai vreo două. Am înțeles că el face... Ăsta la... Ne-a comandat să faci cam o bucătă acolo, că-i bucăți la fel. N-are... Nu face înțelor de bucătă. Păi nu rău, că sunt un alt să rău de pe aici. Acolo știți care e treaba? N-are treabă. Fiecare are pământ, drumul pe pământul lui, da? Și eu are și el. Și are și nea Mihai Schipcarul ăla, sau nea Nicolae Schipcarul și Bărzăuțe. Deci drumul de la punte și până la linia a doua e pământ de-a nostru. Din coace începe de-a nostru și de-a lui Roșu, care unii au cumpărat băiatul, fata lui Iosif, nea Alicat. Drumul ăsta la punte. Aici era o cărare pe timpuri. Și mie nu mi-a dat nicăieri primărie, ca să zic așa, că mi-au dat exact cum mi s-au dat de la stație Lucuria, de dat în curtea școlii, pământ ca să-și facă casă și acum au rămas pământul de la stație, au rămas liber acolo, e balastru. Nu se folosește nimeni de el. Încercăm să-l... Acolo trebuie făcut stație de epurare, trebuie făcut ceva acolo. Acolo, dar stația de epurare de 7.000 de metri pătrați. Acolo nu avem 7.000 de metri pătrați și este zonă inundabilă. Da, de nu vorbim zonă inundabilă. Omul a făcut casă, omul a scris pe el și s-a ieșit. Acolo parcă circul pe traversa cu pe linia de ori. Ei chiar au fost și săptămâna asta la noi. Din cauza ploilor. Ei au pus câteva puncte așa la Pusteana, dar noi nu avem teren acolo. Terenul e oamenilor și... Și ca să-l cumpere, să vedeți cum cele. Când cele, vrăjele sau... Ei sunt fiecare cu... cu porțiunul, cu parcele care i-ați așa, trebuie să cumpere la fiecare. Capetele. Asta e situația. Vom vedea că trebuie în cel mai scurt timp să... La să căutăm la ce parcele 7.000 de metri pătrați. Cu tot respectul, uitându-mă la televizor, la emisiunea asta, m-am uitat la primarul Timișoara, Romul. Cu clădirile astea abandonate. Dau un exemplu, chiar în fața casei mele, la Băsești, căminul ăla cu operație, cumpărat de respectiv, să ferească Dumnezeu ce e acolo. E, e ceva cumpărat așa. Am vorbit cu domnul Vici, la cămin nu putem umbla, măcar să punem niște sticlă la geamurile alea. Eu am pus niște cartoane să nu intre de acolo, cât de cât, știu că nu e voie, nu poți să investești acolo. Să punem niște sticlă la geamuri, dar să facem atenționare. Eu am vorbit și cu taică-su. Iar fiul-su e plecat din Italia. Tu știi dacă e cooperație, la ce să mai... Am pronunțat foarte bine. E proprietate particulară. 92 de metri sau 96 de metri pătrați, în sfârșit. Să impune problema de 5 ori taxă și impozite. Eu urgii. Urât de tot apare. Discriminare nu poți face. Cum? Nu poți face discriminare. Doar ca pe prezintă garanție. Nu se pătate. Făcut un avertisment. Da. O dată, vă o reparați. Asta vreau să revin. E pericol pentru copii, pentru alte chestii. Măcar să întrețină. Aici m-am referit la întreținere. Drenă stradă. Și copiii, nu? Plus că la anul, e 100 de ani de la Marea Unire. Trebuie refăcut monumentele istorice.
Am mai spus-o și în februarie. Să ne axăm un pic și cu monumentele istorice. O mică renovare, că nu e mare. E vopsit, e scris din nou nume de... Vopsit, e scris? Un pictor se găsește, e care se scrie. Este la Balcani. Este la Balcani. Ăsta... Ma, da. Cu asta am terminat. Eu, în legătură cu drumurile, îmi propun iar la Cricic la autoroare, dar pe rupt acolo la Subotearea, trebuie făcut ceva. Păi tu cum trebuie luat? Poate interse. Trebuie să luat. Poți să fie mari. Trebuie făcut ceva. Eu poate treci pe Globus la Vali, oamenii știți destul de bine. Acolo trebuie pot pe mine și la dumneavoastră să nu. Primul pod este prioritatea la Văsăși. Eu știu, dar măcar făcut să se treacă prin apă, să se poate trece. Și da. Dar se poate trece. Prea de să nu trece tuburile, dar se poate trece. Eu la ea nu sunt doar pe ea, pentru tuburi. Acum două zile, două zile, o trecut microbuzul, până acum nu a trecut. Și cât era să iei o pată de părăză? Domnul Pricin, nu mă întrebați pe mine lucrul ăsta câți au ieșit la ajutorul social, că nu sunt direct răspunzător de ei. Băi, e băgată ruză, mă întrebați. Eu sunt răspunzător cu comunitate. N-am venit nici să trag de voler pe nimeni, dar trebuie să apară televiziunea ca să putem să-i trebuie voler în legalitate. Nu avem documentații în termen de 5 zile, dar dacă au fost înzăpezit și n-am putut să vin la ședință, mi s-a luat 100 de lei din indemnizație. Am anunțat că nu pot să vin, că nu s-a putut. Și a fost o vizită de lucru. Așa deci, s-a întâmplat? Da. Deci, noi, la noi se poate tăia, ne cheam la ședință de câte ori se poate, de câte ori este nevoie. Așa venim că când se poate, se poate, când nu se poate și nu se poate. Și nu mă scuzați, o treabă. Oamenii de ajutor social, vreau să facă venit la ședință, da? Dar oamenii de ajutor social au fost la Tărâța, mă refer, domnul Vici a fost acolo, la Târnacop în asta. De ce i-au anunțat? De ce l-au dat la Târnacop? Dumneavoastră l-au dat la Târnacop? Haideți să fim serioși. Cu 1.420.000, 20 de lei, atât a face o cuceala. Muncește, trebuie să muncească pentru aceala. Nu sunt sigur că muncește. Eu sunt sigur, pentru că domnul Vici a fost acolo, personal, cu mine. Asta a fost bine. Ești responsabil de ei, da. Duceți-ne-le în partea. Și dumneavoastră atunci, vinem să luăm, vinem la ședință, da? De ce nu mergem pe teren? Asta vreau eu să facă, să mergem pe teren. Când am fost pentru voturi, întrebați pe domnul primar. Am văzut că ați fost pe teren. Da, am fost pe teren. Păi pentru asta, domnul secretar, domnul primar, eu cu asta am încheiat. Deci când sunt de acord, omul ăsta de rând, îi vai de capul lui, îi vai de capul lui. Tăiem și 1.420.000 de vieții. Nu ar trebui de el. Dar nu ești la mântul tăia, de ce mântul? Dar au fost o... Nu toți, nu toți ești la mântul, nu e adevărat. Nu, eu tăie nimeni, nu tăie nimeni ajutor. Dar acum am auzit la mântul să-i tăie cineva. Marcel, mai discutăm. La care a fost la mântul, nu tăie nimeni. Sunt o grămadă care vine la mântul și iau ajutor social. Îți dau un vecin de-a tău care nu a fost la mântul deloc? Ar trebui să-i tăie cineva. Care nu a fost la mântul, să-i tăie ajutor social. Care nu a fost. Că dumneavoastră sunteți la Tărâța responsabil cu oamenii la ajutor social. Corect, foarte de mult, de 3 ani de zile. Așa, foarte frumos. De câte ori ați venit la primărie să spuneți, domnule, la școală, la școală nu am venit la ajutor social? Dar nu trebuie să vin eu la primărie, că vin toată la administrație, nu vici acolo. Tu ești responsabil. Păi tine responsabil. Că nu poți să poți 75 de ieși. Domnule, ăla nu a fost niciodată la ajutor social, de ce trebuie pe lista aici? Mi și cer lista de la cine îi trebuie să o deie la doamna cu lista și care nu vine, îi dai tu, nu trebuie să fie nici domnul Vici, nici domnul care, deci ar fi la conștiință. Aici și spui, domnule, am avut o capacitate de 30 de oameni la ajutor social și am făcut cu tare, cu tare și cu tare. Și încă o problemă pentru asta a venit. Am înțeles că îți dau microbuzul din școlii, sâmbătă, într-o vacanță la Brașov. Asta știu. Da. Bun. Cu domnul profesor, nu contează cu cine sunt în scadă, contează cu cine cineva. De ce cerem 500.000 pentru o motorină? De persoană? Nu am cerut din motorină. 500.000 de motorină au fost. Dar nu cerut din motorină. 15 milioane pe motorină, nu se duc banii cei. Sărătați-mă! Așteaptă răspunsul! Haideți să revenim la... Spuneți-mi ce dăm la proiectul. Și poți-mi să facă așa. Așa am intrat la diverse. Nu am terminat. Nu am terminat. Altcineva? Nu am terminat eu. Ana, să-i
ploi, adică nu s-au sesat chestia cu asfaltarea de la urmări. Mi s-au spus de anul trecut că s-a reziliat contractul. Acum ne spuneți că societatea nu mai dă niciun semn de viață. S-a reziliat contractul sau nu? Înseamnă că tu n-ai înțeles. Păi astăzi s-a spus că societatea nu mai este în posibilitate de a lucra, așa, dar nici nu răspunde la telefon. Eu asta întreb. De anul trecut trebuia reziliat contractul și licitația trebuia să facă până acum. Iarăși vine iarna, iarăși ne confruntăm cu anumite probleme, vine societatea, câștigă licitația, își iau parte din bani și nu s-a făcut de treabă, că e bine frigul. O reziliere și un demers de făcut documentații pentru licitații, nu se face într-o zi. Eu știu că nu se face într-o zi, dar au trecut. Nu se face într-o zi. Știu, dar nu înțeles. Sunt conștienți, sunt pași de urmă. Sunt conștienți că sunt pași de urmă. Dar mi s-a spus că avem proiecte în derulare, care avem bani și nu știu ce ne simt. Când pierdem finanțare, cu reziliere, și-a luat domnul primar pe cârcă singur. Societatea respectivă, dacă mă dă pe mine în judecată de OAT-uri și câștigă ei, chiar dacă sunt insolvenți sau cei sunt ei, că nu mai au de lucru sau, și câștigă, plătește domnul primar toată suma din contract. Eu cred știi că este o clauză în contractul ăla în care societatea nu se prezintă. Și așa de asta sunt câștigă, trebuie să faci toate demersurile. Că nu cred că îi combini cu Eva și își vând, nici n-ai ce să vinzi, poftim, să... Ai găsit? Plătești suma care este pe drum. Mai este de drumul mai am ceva de adăugat și cu asta închei. Când s-a cerut inventarierea și când s-a mutat arhiva de aici la primăria vechei, mi s-a comunicat că nu sunt decât dosarele goale. Comisia care a făcut recepția și-a mutat și-a semnat pentru mutarea, așa, post sesizat în o instituție a statului că lipsesc documente din dosare. Ce documente lipsesc? Nu am auzit așa. Ce ne vă spus că domnul primar mi-a spus că sunt dosare doar file, numai cu perțile, filine în dosare nu sunt. Cum le-am zis eu și cum sunt de dosare, le poți să le vezi în arhivă, îți inventarie. Da, dar s-a cerut inventarul comun și a spus că nu, că sunt dosare goale. S-a sesizat, acum știți, nu sunt conți. Domnul Ionuț, sunteți informat foarte rău. Foarte rău. Deci foarte rău. Deci foarte rău. Domnul ține acolo. Hai. Scuze, sunteți. O arhivă nu se duce numai simplu dosar. Nu, dumneavoastră, nu e... Dumneavoastră a zis odată că la inventariere, nu știu la ce inventariere, cu am zis în legătură cu intabularea asta generală, domnul inginer. N-am găsit niște... Trebuia să fie acolo, exact. Noi nu avem nimic de drumul și de ce este. Așa, atunci ați spus dumneavoastră că n-ați găsit nimic. Care trebuia să aibă. Ceva de comun, le-am aici, am să așa se face. Apropo de, mai aveți domnul Ardereanu? Am de mine. Apropo de drumuri, aș vrea să spun ăștia cu ifetul care au tăiat pădurea la Câmpierea, acolo, sus. Da. A spus că au dat niște bani care trebuie să repare drumul. S-a reparat drumul ăla. Încă nici nu i-a dat, nici nu i-a dat. Și el a plecat de acolo. Nu contează, am dat factura și o plătești. Nu plătești și nu dăm mâna. Este sunt oameni care trebuie să ducă, de acum începe să ducă lumea la dealuri, la limpeză, la fiză. Noi am trimis, i-am emis factură de atât. Nu va plăti. Bineînțeles. Da, i-am emis factură, asta-i treaba. Și cu ajutorul, nu știu, am terminat de la viața acum deja. Am intrat la diverse. Da. Hai să apărăm. Am intrat la ajutorul social. Cu izlaturile nu se va. Da, că la ordine de zi a fost punctul concesionar al unor suprafețe de izlat. Da. O prezentat domnul inginer. În cadrul comune sunt anumite suprafețe. Nu a spus suprafața totală care este. Și sunt 17 fermieri care au depus cereri pentru a solicita concesionarea. Deci, suprafață nu,
nu specifica numărul de animale pentru care se cere concesionarea suprafețelor respective, care nu se știe cât. Eu sunt fermier activ. Fermierii aici, mai, în afară, care mai sunteți fermieri? 1, 2, 3, 4, cu mine 5 fermieri. Nu-i prea interesează, deci, pe fermieri. Înseamnă că nu sunt activi. Mai departe. Dacă vă interesează ce înseamnă fermier activ, vă dau și definiția. Dacă nu, trecem mai departe. Domnul Igu, dacă îmi permiteți. Da, hotărârea este necesară pentru a putea atribui suprafața disponibilă către crescătorii de animale. Nu stabilim aici cui se dă. Este o comisie care va fi condusă de domnul viceprimar, este condusă și cei care sunt membrii comisiei și vor stabili exact după numărul de animale și suprafețe. Când să mai stabilească, azi este... Mâine. Când? Mâine. Când luni e ultima zi. Trebuie să plăcut din niște domnule pentru a merge la APIA, pentru subvenții. Se lucrează și se mătă. Trebuie luat o redevență pentru suprafața concesionată. Și nu sunt depuse toate acte din regulă la APIA, nu se va da subvenția în toamnă. Nu mai primiți redevența dumneavoastră primăria. Pentru eu sunt foarte interesat, eu sunt, am spus, fermier activ. Dar pe lângă aceasta, eu sunt de la Băsăjdeal și cer la Băsăjdeal 40 de hectare care au fost luate, pe lângă acele 203 hectare luate de la Asociația Crescătorilor de Animale, care a funcționat 5 ani de zile, din 2010 până 2015. Cu animale sau fără animale? Fără animale. Fantomă. Fantomă. Domnul secretar știe. Știe domnul secretar cum a funcționat. Cum s-au luat acte la primărie, de au luat bani de la APIA. Nu de la noi, de la... De la APIA au luat bani. Eu am făcut asociația de cetățenii din comună. Corect. Până aici e foarte bine. Da. Am fost singurul care am umblat și am desfințat asociația. Sunt 203 hectare. Nu știu, sunt pus în discuții numai acele 203 hectare. Atât. Atât, deci. De la Băsuri sunt 40 de hectare. Eu am 10 animale. Atâtea sunt liberi. Corect. Am 10 animale, am 10 hectare luate. Deci eu am 10 hectare până acum. De ce vin și mai solicit o suprafață de... Legea permite până la 3,3 hectare de vită mare, unitate de vită mare. Pentru... De ce vin eu la dumneavoastră? De ce am venit și vin în ședința cu Consiliul, de Consiliul Local? Pentru că eu am investit. Cine mai este din fermier, nu numai care sunt prezenți, ci din comună, care au investit pe islasă pe care are fie 60, fie 40, fie 30 de hectare. Eu am 10 hectare. Am făcut o fântână cu 25 de milioane. Și am mai refăcut două fântâni în jur de 45 de milioane. Corect, corect. Sunt luce. Da, sigur. Fântână, canalizare, 60 de metri, un luc de 9 metri și jumătate, cu diametru de 72 de centimetri. Are un volum aproape de 2 tone de apă. În iulie și august, când e perioada de secetă, încă beau apă la 10 vacile, la Islas pășinează cam 100 de animale la Băsăști. Că e cu Băsăști împreună. Și asociația au făcut, domnule. Uitați, avem discotecă, avem han, avem... Nu pentru animale. Nu eu vorbesc de animale. Îți fie mi-ar activ eu. Vine și animal la discotecă. Să aveți în vedere. Să aveți în vedere. Deci, eu vin și mai cer în plus, pe lângă un hectar de animal, mai cer. Să mi se dea încă un hectar și jumătate bară de animal. Pentru că am renovat, am investit în Islaza Răbăsăr. Mă interesează direct. Pe lângă asta, paza Islazului. Cine o are? Ivul la Băsești. Eu. Toată lumea se trebuie, ne vede Ivul, nu paște în cai. Pe lângă vacile care pasă pe Islaza, vin și cai, vin și caprele. Deci trebuie apă. Am venit la domnul fostul primar, doamne, măi, dați-mi 10 hectare, că eu ies de unde, în 2015. Măi, fac o fântână, să ajung, mă aduc, mă descurc. Am adus piatră de la Slova Mare. Am adus, cred că o fi lumea lucrează acum, la sine. Cumpărată, cumpărată. Nu, Nu, nimic. Nu, 5 hectare. 10 hectare, da. Pe urmă am adus tuburi, tocmai de la Comănești, că domnul Teofil nu-i face numai tuburi, 2 ani de zile, la Prăjon. Am luat și dar eu tuburi, dar nu am mai avut. Una, două. Islazul dat de comună, concesionat fermierilor, închipuiți fermieri, că nu sunt fermieri adevărați. Un fermier adevărat
în primul rând, că la animal îi trebuie hrană tot anul. Islandul asigură hrana cel puțin jumătate de an. Cel puțin. În lună de iulie și august, încă eu m-am arendat teren de unde le pască animalele, și nu numai americi, și celor care sunt în cereat, își dau cerez la Băsăști. Deci, vaca se ține la grajd timp de 6-7 luni de zile. De un nins acum, în mai un nins. O săptămână stă de casă, trebuia să ai hrană. Sunt fermieri, zic că sunt fermieri și ei, ca și mine. Cu 60, 40, 30 de hectare, la care vacii îi dădeau un braț de fân la 10 vaci. Să dea o flământ din graște. Dar e bani de la primărie, de la subvenții, care are hectare, trebuie și urmări, domnule. Dar dacă contractul ăla din concesionare scrie acolo, nu? Făcut adăpători, curățat, contractul din concesionare stricat moșuroaie. Nu, nu scrie în contract, treaba. Nu scrie? Da, din vântul nu. Da, din moșuroaie. Moșuroaie, imediat cu corpuri străinii. Sau cu un imigrat, da? Cine a făcut chestia asta, care va fi de anul ăsta, chiar verificat de mine. Asta trebuie verificat. Unde a dispărut iarba, unde e semănat și în 2000, nu se face să nu înțeleagă. Are de unde, are de unde. Da. Trei parcela, trebuie deci, greu. Are de unde. Nu, dar altceva vreau să spun. Deci, cu hrana animală. Deci, aceea se înșală. Întâi eu animale. Nu, domnule, întâi pământul este garanția fermierului. Și ai, eu am 10 hectare a mele și am mai concesionat, am mai arendat 10 hectare. Ca să asigură hrană animale. Nu așa, îi dă primăria, face ce face, nu știu ce, o luați și banii ce îi cheltuie în timpul anului pe alte treburi și vacile stau iarna flământ de la graj. Care... Asta ține de protecția animalelor. De ține, dar cine vine să-i controleze? Dar cine îi controlează? Controlează binele animalelor. Primăria controlează Islandul să fie întreținut. Pășunea, sigur. Da, da, cine nu întreține pășuna, bineînțeles, va fi reziliat contra. În 2016 am fost controlat de APIA. Am ieșit foarte bine. Deci, pe lângă, că contractul îl face primăria, spune așa, folosirea și întreținerea Islandului. Îl folosesc și îl întreții. E din vântul nou specificat în contract. Celălalt, restul, din plan de structură, tofii din aia, se taie numai acolo în inclinația, că este mai mare de cine. Asta și interesul fermierului. Dacă mai apăcă, trebuie să faci vântul, trebuie să faci, trebuie să aduce apă, ideal. Mai aveți domnul Iubi? Da, da. Foarte târziu s-a pus în discuție problema concesionării statului. Nu astăzi trebuie. Trebuie acolo înainte. Ca oamenii să aibă timp, cei care sunt interesați, să poată să ducă și la APIA să facă contractul. Nu se mai prelungește. Îi trebuie să vinzi la primărie, trebuie de la medicul veterinar, trebuie de la banca de conturi la diferență cont, copii pe buletin, asta e ușoară. Să vedem cum să o desfăca la cei care le dați la astăzi, mâine. Păi, mâine, dacă... Se întâlnesc mâine că banca nu funcționează. Mâine îl ocupa același. Uitați la mine. Eu dacă mi-i primesc 15 hectare de Islandă, îi fac o fântână la Băsești. Să-i asigur acum în lunele iulie și august. Păi, fac o fântână. Ați auzit prețul? Dacă... Prețul nu l-am spus. Prețul a spus 200 de. 200 de la hectare. Nu mă ocup. Nu, așa lasă în consilieri. Da, eu sunt crescător, nu. Eu plătesc. Eu am făcut. Nu avem voie să facem concesionar. Asta facem un contract de închirieri. Legea nu se permite din cauza că nu avem amenajament în cazul ăsta. Dar ce le-ai făcut? Da, dar eu aș propune dacă nu știu subvenția pe masă. Pe lângă redevență, vedem și impozitul vitele în Islandă. Era cu 80 de lei, cu 20 ceva. Asta a venit de la... A plecat un milion.
domnul primar. Dar ceilalți care au, nu, dar un pic. Ce suprafață este pus în discuții? 200 de hectare, fel 3? Dar ceilalți care au vă 200 de hectare, plătesc 80 de lei. Nu, plătesc 80 de lei. De la 1 ce știu mai departe? Încadrați pe ei? Tot așa, da. Atunci dăm mână cu mână, atunci. Dacă încadrați pe toți. Cum? Dăm mână cu mână, atunci. Cu ceilalți. Nu ei să diminuie aia, voi să nu mai plăci. Corect, nu. Toate pleacă de la 15 mai la fel. Așa să pleci. Și mai dimineața, mai dăm în jurea. La ce vorbim? La 8, la 9? La 9, la 10. Să vedem, o să chem toți fermierii și o să vedem cum împărțim ce. Da, pentru toată lumea să fie prezentă, tot aici am întâlnit. Dacă vor să vină, domnule Ghiți. Dacă vor să vină, domnule Ghiți. Care interesant să vină. Cei care vor să vină. Vom să vină. Nu că ăla îl cunosc, că-i vărmiu, că-i cunată, nu mă frate sau corect, să fie și n-avem prea. Fiecare după numărul de animat. Încă trebuie, da, legală cu scrie. Au deja, domnul Ivoș mai este un domn care are deja o concesionată suprafață. Păi da, dar are cărcătură sau ale animale. Da, dar să mai intrate, să știe. Da, vedem acum. Foarte nebun grăbit în treaba asta. Vreau să... Să propun pentru data de 1 iunie să facem un, câteva concursuri sportive, întrece sportive la bază sportivă. Să facem ceva fotbal și șah cu copiii, dacă ne puteți să ne cumpărăm niște tricouri, ceva să dăm câteva premii pentru premiere. Dacă sunteți de acord. Da, haideți să punem la vot. Că nici ne poți spune da. Da, pentru... Toți cei care participă și la șar, și la fotbal, să rămânem că de tricou... Un mic dejun, o gustare la copii, că trebuie ceva. Trebuie făcut un sup, dacă sunteți de acord și voi să așa... Un whisky, dar... Nu exagerăm. După părință. E foarte bine. Bine venită ideea asta. Și dacă... Foarte frumos. Dacă doriți, aș vrea să-l invit și pe fostul părinte de la Băsești. Pentru concursul de șac, el ne-a susținut foarte mult. Organizăm acolo un concurs. De ce nu încercați să vă ocupați voi în e un joc popular, un beton. Domnul Irine, faceți un referat săptămâna viitoare. Scriiți acolo exact și cam jos o mată. Acum să vedem cât aș încerca din fiecare sat să formeze o echipă de fotbal să participe. Și pentru un loc 1, 2 și 3 să ne dăm un premiu mai... Faceți de fotbal la fiecare și pentru toți participanții, diplome și cât un tricou. Să scriem pe tricouri imprimate 1 iunie, ziua copilului. Da, și domnul consiliere, suntem toți aici. Da. Sunteți de acord, da? Da. Da. Așa, și pot, da, acum dacă toți suntem și suntem aici, putem face o echipă de fotbal și de consilier. Să joace cu vă cu unul. Apropo. În minimă puneți arbitru din duș. Da, la soliță, bine. Dar măcar copil de mici. Dacă sunteți de acord. Facem o echipă de fotbal și jucăm și noi cu unul. Pe domnul la penezare, facem moze. Mulțumesc pentru... Dar cât ai nevoie? 6 plus 1? 6. Domnul președinte, pun la vot hotărârile, dacă sunteți de acord pe ele, în forma în care au fost prezentate. Pe rând, numărul 1, proiectul pentru utilizarea excedentului bugetar. Cine este pentru? Pentru. Da. Al doilea, privind modificarea inventarului domeniului public al comunei. Da. 3. Suprafețele de islas. Concesionare. Și... Avem obținut. Cine? Eu, Pablo. Da. Islas, obținut. Și 4. Am înțeles, am înțeles. Și cel de-al patru proiectul de statul de funcție, 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 statul de exact cum a procedat domnul Ivo, cum e foarte bine că poate el o știut sau a fost informat dinainte.
Când sunt probleme din astea, că suntem consilieri, de exemplu, eu când e vorba de, de ceva, de ajutor social, de chestii din astea, eu trebuie să mă retrag din jucărie, să mă abțin sau să nu fiu de acord. Că după aia devin o persoană care mă purtați pe traseu. Dar de toți. Dar dumneavoastră te cunoașteți. Dar eu nu știu eu ce nu de aveți sau ce interes, sau, nu, ce interes nu, aveți în poderile respective. Nu, eu sunt o persoană care spui interesul ăsta. Corect. Și nu pot să fiu de acord. Eu ar trebui să mă abțin exact cum a făcut și dânsul. Exact cum a fost și cu colegii mei când au fost cu prețurile la metru pătrat de nu știu ce. Ei trebuia să, să se abțină la treaba aia. Dumneavoastră sunteți o persoană... Dumneavoastră sunteți o persoană cu legea care o cunoașteți și ne, ne puteți ajuta să ne avertizați. Dacă vedeți înainte de ședință și mă întrebați, vă spun exact. Să ne avertizați. Legal, corect, da. După ședință. Aia, da. Dacă primesc și eu ordinea de zi cu 5 zile înainte... Dar le aveți pe internet, tot. Am primit acum cu două zile. Pe bordea la roză pe internet. Bine, este. Ia întrebați-vă, doamna Magda. Este. Aveți colocare acolo tot, absolut tot. Material. Nu era. La ce? Spuneți-mi. Aveți? Ieri am primit-o eu. Ați primit-o, dar aveți? A, dar nu cu 5 zile înainte. 5 zile? Aia aveți. Ieri am primit-o azi văzut. 48 de ore, cu tot respectul, 48 de ore după lege. După lege, în 3 zile sau de îndată, în cazul în care convoci atunci, de la urgență. A, că e de urgență. Sigur. Extraordinar. Discutăm așa la preț. Dacă noi am analizat, a fost situația calamității, cum a fost situația, vizibil să ne tăia bugetul. Noi toți, eu zic, umblăm toți săptămâna pe la primărie, venim, hai să solicităm. Vizibil să ne tăia retribuția. Ce ați tot zis? Indemnizație. Indemnizație. Spun, colegi, eu nu am verificat în mine. E adevărat sau nu? Cu ce de lucru? S-a tăiat prezența aici, a semnat în cadrul condică. A semnat că a fost prezent. Domnul secretar, corect. A fost anunțat din cauza premii că nu se poate ajunge la ședință. Și eu și Ardelean, o anunțat acum. Discuteați-o, nu s-a anunțat hotărârea, nu are nicio problemă, să știți. Eu trebuie să... Dragi colegi, sunteți de acord să fie trăiată sau nu? Aș putea să se motiveze. Hotărâți noastră aici, eu n-am nicio problemă. Eu sunt cadre de forță majoră, dacă e cadre de forță majoră și eu vreau să rămân. Și au fost două ședințe pe luna trecută. Au fost extraordinară și ordinară. Bun, eu nu am venit nici la extraordinar, nici la ordinară. Să mă ierte Dumnezeu. Și eu? Ce să vă respect? Eu nu pot să fac altceva decât. Nu știu. Ce a semnat dumneavoastră? Nu știu ce ați procedat dumneavoastră. N-am procedat decât am făcut cu dumneavoastră. Nu suntem de acord. Pentru că nu s-a putut ieși. Dădeam cu lopata așa. Da, hotărâriți. Lați-o hotărâriți și nu am nicio publică împotrivă. Eu propun să revenim la ideea mea. Sunteți de acord, dragii mei? Adică la ideea mea? Sunt idei jumătate. Nu, nu, nu. Pentru ședința respectivă, în caz de forța majoră, că ați mai fost o ședință extraordinară. Nu, ar trebui să specificăm destul de clar. Când sunt probleme, calamități, nu se poate ajunge. Corect. Probleme de sănătate, spitalizare. Acolo ați fost, da. Planificat spontan. Fiecare se poate întâmpla în ziua aia să aibă o problemă. Trebuie să fim înțelegători. Cred că trebuie să fim absurzi, să nu, domnule, nu mai... Să vă mai spun altceva. Verificați adresa care am făcut-o la prefectură toate. Eu, de exemplu, acolo trebuie să specific foarte clar. Hotărârea respectivă a fost votată de un număr de 11 consilieri. Lipsit motivat. 1, 2, 3, 4. Deci motivat, nu corect, motivat. Corect. Dar care au votat, l-a pus prezent. Care ne-a votat, nu pot să-l pun acolo pentru că avea corect. 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 Asta e. Și pontajul l-am făcut după asta. Corect. Și dar dumneavoastră că lipsiți, dumneavoastră tot așa faceți pontajul? Poftiți. Dumneavoastră că lipsiți, tot așa faceți pontajul? Eu nu lipsesc. La ședință. Au la ședință, general. Și dacă lipsesc, am concediu, am tot, dacă vreau să plec, n-am lipsit lecția la... Mă bucur, domnul secretar, felicitări. De ce? Păi spuneți, dacă hotărâți pe asta, dacă puneați, vă luați indemnizația întreagă și gata, nu doar. Nu comentă. Păi supun. Da, trebuie supus la vot. Da, supunem la vot. Hai, asta am spus, ce-am zis? Cine este pentru? Care e? Reînțelegem și gata. Eu nu termin, dacă nu termin niciodată, domnule, să văd atenție. Așa. Da. Am discutat problema cu pământul ăla primăriei, care e din deal de acolo, de la Lubașcu, că îl deține ilegal. Duguleaua. Alu Duguleaua. Ce se întâmplă acolo așa? Domnul inginer, știți despre ce e vorba? Nu știu problema. Știu. Care e problema? Știi, domnul Viciu. Știu, eu sunt de-a.
Băgați în taxă, mă, că băgați în taxă. Nu-i din taxă, e problema că nu-i am lui, domnule, nu-i am lui și el îl folosește. Îl folosește de ani. Acolo se pot face, da, sub închiriere. Băi, iei aici și atunci faci garaj. Sunt mulți care vor un garaj acolo, vor un magazin, vor o treabă. Problema acolo e, între Costelul Pașcu, primărie. Da, acolo, nu știu, la primărie. Acolo a fost deținut de Mihai Lupașcu. Da, da, el când a fost colectiv, a stăpânit acolo, după ce a murit, a rămas acolo și a murit. Trecea sub. Cine are acte acolo? N-are nimeni. Dar ar trebui chemați la primărie, văzut exact care are acte, care nu are acte, luat o hotărâre și terminat la revedere. Atât a făcut acolo între ei. Și s-au bătut, s-au certat. Ar trebui hotărât o dată. Doamne, apoi este primărie. Da. Văzut exact situația și terminat. Sunt multe zone cu situația. Da, ține mai asta. Domeniul public e domeniul public, dacă nu știu. Păi noi ce vrem să băgăm? Acum am băgat tot timpul drumul ăsta. Să-l băgăm, să-l domeniul public. Când vine aici, l-am prins tot. Deci Bene nu mai are alte stupuleți care de influențează. Să ne tabulăm, că dacă era intabulat și înainte, în domeniul public de primărie, nu mai vine Petromul și spunea, domnule, de aici și până aici este meu. Bine, că se pot trata și aia, din cauza că dacă noi asfaltăm până la ei acolo, noi la ei nu avem voie să asfaltăm. Sau să facem drumul, dar dacă e drumul rău, noi nu mai dăm voie să trecem. Să trecem noi la cu asfaltul, eu nu facem joc frumos. Cu cisterna și cu cine mai este. Eu obligăm să asfaltăm și noi. Mai am o problemă și am încheiat tot. Domnul secretar și cu colegii care sunt mai vechi așa și care mai urmărit internetul. La ultima ședință din mandatul trecut, am făcut o sesizare la politică să pun în curent din piscina primării. Abia acum două săptămâni și ceva, am primit răspuns acasă de la parchet de la Moinești că nu sunt probe suficiente. Și nu e adevărat că se fura anul care este drum de aici, că se fura curent de acolo. O rămas ca să mă duc să fac contestații. Nu m-am mai dus să fac contestații, că știu că umblu degeaba, știți? Că mafia are rădăcini adânci și nu pot să intru. Dar spune că eu n-am drept. Eu, ca consilier, fost consilier și consilier în prezent, nu fac parte din Consiliul Local al Primăriei Brâncoveni, care am dreptul să sesizez la poliție un furt public. Și atunci, de ce nu mi s-a dat? L-am sunat pe domnul Maxim, pe domnul șef de bord, și mi-a spus că așa au venit. Păi, acolo scrie clar, domnule, s-a făcut anchetă și s-a făcut control, în schimb, nu au fost destul de probe. Ce fel de probe mai trebuie dacă eu fotografiez și arăt la toate, la toți consilierii din primărie, plus că toți erau pe la geamuri care lucrează în primărie și și se uitau acolo. Și când o tras cablul, l-am înregistrat, video, tot. Asta nu e o... Poate că n-ați specificat dumneavoastră, domnul Rogeanu, păi, că aveți calitatea de consilier local. Când au venit, atunci. De ce nu mă chemați? Că au zis că au făcut anchetă. Ce anchetă a făcut dacă nu mă chemați pe mine, eu care am făcut sesizare? Bine, domnule, și mi-arată cum a fost și care a fost treaba. Și demonstrează-ne. Și adun martorii care au fost și au văzut. Bine, pe parte din ei nu vor să pună, nu vor să recunoască, dar sunt care și recunosc. Înțelegeți? Deci ăla a fost curentul care noi l-am avut restanță din urmă, plus că de acolo, de la Han, ducea și la graj din spate, unde se făcea prefabricate din sudură, din chestiile astea. Orf, gardă și tremură de anul. Unde se făcea să fac curent. E adevărat, domnul Fici? E adevărat? Eu până nu la Marcel, la urmă. A, ce la mine? Nu le-i cu prefabricate. Așa de voi, domnule. Atâta, eu am terminat. Fii neclizate. Mi-a explicat un pic cu băieți ce stabiliți exact. Pe mâine, vin, cum, când se dă, când, ca așa. Nu știm acum cât se dă.
Nu, mâine stabilesc cu numărul de animale. Trebuie să se anunțe pe toți. Trebuie să anunțați toți 17 care... Ei, anunță domnul inginer, am venit său. Domnul primar, dacă e bine, eu văd pe luni, pe luni ar fi cel mai bine să-i chemați pe toți. Ultima zi, domnul Alexandru. Și cineva a văzut că dacă nu facem noi de pe deal. Și acum i-am plăjdeat cu balanțulata pe bucata lui. Știți ceva? Am fost numai acolo sus. Am fost cu domnul Viciu. Am văzut ce este problema. El o zis să se duce la poliție, să vede aia, să-și prindă balanțul. A făcut drumul ăla de-a lui. Nu de asta? Aici la mare, la... Aici la... Aici la tăriță. Da, aici la podul. Da, aici este treaba, nu... Doamna... Simon. Și trebuie să... El a zis că merge la poliție, să o cheme pe Simon, să-și... A venit la mintință, ai spus... Balastru, chiar acolo e un tub de scurgere acolo. Da. Și în 2012, am trecut cea cu doi ani, cea cu patru ani, în 2010, din cauza la ea, din... O veni și o inundat pe asta. Ce-i frumos? Eu pui balastru, nu trebuie să-l scurgere. Așadar, în epuizarea de ordine de zi, declarăm închisă lucrurile ședinței de astăzi. Mulțumim!